Plenul Curții Supreme de Justiție a amânat ieri examinarea cererii de revizuire depusă la 9 martie 2009 de Eugenia și Doina Duca, cerere bazată pe hotărârea CEDO din 3 martie anul curent, care le-a dat câștig de cauză, guvernul moldovean fiind condamnat pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil și la proprietate privată. În condițiile legii, Plenul Curții Supreme urma să execute hotărârea CEDO, să admită cererea de revizuire și să anuleze propria hotărâre din 27 martie 2006, considerată de CEDO ca fiind șocantă și ilegală, hotărâre scandaloasă care continuă să aibă consecințe juridice grave. Examinarea cererii a fost amânată pentru 11 mai, la cererea oponentului Iurie Andone, din motive ce par de dreptul ridicole și lipsite de respect pentru plen, care se convoacă o dată pe lună. Deși a știut de mai multe săptămâni că plenul va examina această cauză, Iurie Andone a venit să le spună celor 49 de judecători că nu are avocat pentru această ședință. Avocatorul s-a dezis și a făcut contract. Contractul este pus la cererea noastră. A făcut contract cu domnul Postolache pentru amânare pentru altă dată. Și mai mult că atât am depus dumneavoastră mâine scrisoare de la reprezentantul CEDO, de la reprezentantul guvernului la CEDO, domnul Grosov, că ei examinează pentru depunerea care le-a luat. Tot Iurie Andone a depus la plen o copie a răspunsului primit de la agentul guvernamental Vladimir Grosu, în care se arată că Guvernul Republicii Moldova analizează chestiunea de retrimitere la Marea Cameră a CEDO. A se reține faptul că agentul guvernamental Vladimir Grosu nu-și dă darea de seamă față de plenul Curții Supreme și față de reclamantele Eugenia și Doina Duca, care au câștigat la CEDO, ci față de oponentul Iurie Andone, căruia îi promite solemn, cităm, despre decizia finală a Republicii Moldova pe marginea acestui subiect. Veți fi informat suplimentar. Onorată instanță, cred că nu suntem ei pentru amânarea judecării cauzei, deoarece articolul 449 litera H dispune clar că din moment stabilirii violării unor drepturi se înaintează cele de revizuire și se examinează, deoarece în hotărârea Curții Europene de Drepturile Omului din 3 martie nu a fost complet, a fost doar parțial, s-a stabilit violarea unor drepturi și până la în timp termen de luni de zile trebuie să prezinte, Eugenia Duca și Doina Duca trebuie să prezinte probele pentru confirmarea prejudiciului cauzat. Și deci nu avem timp pentru a tergiversa examinarea cauzei, deoarece plenul nu se întrunește în fiecare zi și termenii sunt restrânși. Pe motiv că a fost încheiat contractul cu alt avocat și se amână ședința pentru 11 mai la ora 9. În 2006 ați admis cererea de revizuire la Andone doar în baza unei cereri simple depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Nu pot să spun decât nil admirare, adică nu mă miră nimic. Curtea Supremă a mai dat o dovadă că nu este stăpână pe sine și nu legea prevalează în Republica Moldova. Obiceiul rău le servește drept lege, iar ei servesc dictatura. Că corbii nu prind muște. Corbii nu prind muște nici când piramida roșie se clatină. Ei stăruiesc în fără de legi și rămân fideli comandatarilor. Comandatarii care au posturile lui Gargantua atât pe pace cât și pe timp de război. Eu însă rămân încă cu speranța că adevărul nu poate fi nici arestat, nici ucis. Se apropie ziua marelui adevăr. Sper că vine ziua când Moldova va fi curățată de gunoaie și impurități, precum a fost curățate în mitologie grajdurile lui Augias. Cu atât mai mult cu cât avem, se pare, nu un singur Hercule, ci tocmai trei. Aha. Și noi românii îi vom ajuta, iar dacă vom fi și uniți, ne va ajuta și Dumnezeu. Problema mea acum nu este cea mai importantă. Problema cea mai importantă este a întregului popor. Și sper Dumnezeu să ne ajute în săptămâna mare, în săptămâna luminată, să ne aducă și pe noi la lumină.